Ce a făcut Nora lui Leo de la Strehaia cu puțin timp înainte să dispară? A abuzat de ea. Este incredibil ce a putut să facă Nora lui Leo de la Strehaia cu puțin timp înainte să dispară. Alin Mihai, fiul cel mic al lui Leo de la Strehaia, rupe tăcerea. O nouă lovitură pentru Leo de la Strehaia. După ce a ajuns pe patul de spital din cauza problemelor de sănătate, acum familia afaceristului se confruntă noi probleme. Lumina, soția fiului cel mic al lui Leo de la Strehaia, a dispărut de acasă și nimeni nu mai știe nimic despre ea. Nora bărbatului ar fi fugit cu o rudă care ar fi vrut, însă, să profite de ea. Fiul cel mic al afaceristului, declarații despre Lumina Alin Mihai, fiul cel mic al afaceristului, a făcut o serie de declarații despre situația gravă în care este implicată Luminița, respectiv soția fiului cel mare al lui Leo, Ursu. El susține că femeia ar fi fost șantajată de un bărbat și obligată să fure din averea familiei. Un bărbat a profitat de cumnata mea Mihai Camelia știind că aceasta a avea tulburări. A abuzat de ea și a filmat-o în ipostaze pornografice, ulterior șantajând-o. Zile la rând a pus presiune pe ea să plece cu el din țară și să fure banii familiei de acasă din informațiile mele în acest moment este pe cale să plece cu ea din țară, a declarat Alin Mihai, fiul mai mic al lui Leo de la Strehaia, pentru fanatic. Lumina ar fi cedat presiunilor din partea șantajistului. Potrivit declarațiilor lui Alin, femeia ar fi cedat insistențelor, dar și șantajului bărbatului respectiv. Astfel s-ar fi ajuns la furtul banilor din casa familiei Strehaia și de a fugi cu șantajistul. Mihai Camelia a zis Lumina este nevasta fratelui meu Ursu, care în prezent este în închisoare. Camelia a furat din casa de la Strehaia 20 de galben de aur, galbenii patroanei, în timp ce noi fiind la spital la București cu tatăl meu Leo. Lumina știa unde sunt galbenii și a luat la presiunile acelui băiat și vor să plece cât mai repede din țară, a mai completat membrul familiei de la Strehaia.